Salutare tuturor, guys! Sper că aveți o zi minunată și bine ați venit la un nou episod creepy și foarte, foarte interesant la mine pe canal. Vreau să vă spun încă de la început că titlul acestui videoclip nu este clickbait și chiar am instalat o aplicație care este un fel de versiune bântuită a YouTube-ului. Chiar acum aveți aplicația pe ecran, se numește FeedVid, o să-mi fac un coș, o să intrăm acolo, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul. Și haideți să începem, guys, se numește FeedVid, o să dau chiar aici sign up, iar aici trebuie să-mi pun numele și vârsta. O să-mi pun numele normal, Iancu Marius, să zicem 01, și vârsta 16 ani, Puzzle Mode. Ok, o să dau sign up. Oh, your username. Ah, deci hai să, o să pun, guys, numai Marius. Stai atent, o să pun Marius. Sign up. Ok, guys, mi-a făcut contul. Deci după cum vedeți, hai să vedem. Avem odată o reclamă. Movie theory, decoded the hidden message. Și că-ți mesaje ascunse. Bro, și are numai un comentariu. Ok, guys, ia să vedem. Deci videoclipul ăsta numai un comentariu. De ce? Ok, boys, băi, ceva ca new videos. Băi, ce cu videoclipul ăsta? Vid 001MP4 de la user 598 cu 0 view-uri. Bro? Bă, se numea mare jumpscare. Bă, ce cu aplicația asta? Că mi-a... Bă, asta se numea mare jumpscare. Stai. Asta se duce undeva, gen. Bă, care-i treaba, boys? Ce-i s-a terminat? Iar am videouri noi. Bă, stați puțin, guys, că e o problemă aici. Deci, eu sunt pe aplicația asta, vedeți în videoclipul ca pe YouTube. Taking a break from Vinovorizian, you will see you when you get back. Deci, după cum vedeți în videoclipurile astea, care au o tonă de vizualizări, like 1,2, 1,4, 2,1 și 2,34,000, adică 234,000, și au... doar un comentariu, două. Cum e asta posibil? Și mă apar videoclipuri de la băiatul ăsta numit user 598. Epic prank. Last to leave car gets to keep it. Ca videoclipul lui Mr. Beast. Deci după cum vedeți, guys, sunt 192 de like-uri și 83 de dislike-uri. Dau like, am dat like, bun. Hai să vedem mai jos. We are... Boy, s-a schimbat titlul. Acolo scria we are watching you. Adică te vedem. Bă, s-a schimbat titlul. Nu sunt eu nebun. Și acum Story Time Crazy Roommate Story. Băi, s-a schimbat titlul, bă, nu se ia nebun sau ceva. Iar un videoclip. Videoclip 002MP4, user 598. Showroom's review, ok, guys, să mergem și la al doilea videoclip de la băiatul ăsta, bă. Ia. Ah, cred că e aceeași chestie. E un fel de același videoclip. Sau? Aoleu! Bă, ce-i aia? Mamă, ce m-am speriat, boys! Bă, care-i treaba, mă, cu aplicația asta? Mamă, se numește mare iar jumpscare, doamne știu. Ok, boys, bă, băi, ciudat rău de tot, iar mi-au dat videoclipuri noi! Stați puțin, chiar avem clipuri noi. Mamă, avem un videoclip de la băiatul ăsta. Să zic că mai avem și altea. 3 bad horror games. Opa, am foarte multe d-astea, deci... mi-au dat videoclipuri super ciudate. Băiatul ăsta care face videoclipuri cu... I'm 12, this game maybe life 5. Arnie Sniper. Ok, deci sunt niște videoclipuri cu rețete. Horror game. Noi producții în cameras. Ok, bun. Hai să mergem pe videoclipul 003 al lui user 59. Boys, nu știu cine este user 59 și vă zic. Hai să vedem. Mamă! A ajuns aici, boys. Trebuie să bagi un cod. What? Ia să vă mai totodată, boys. Cineva s-a întâmplat? Opa, 004, acum îmi apare cât ține videoclipul. Ok, până acum nu mi-a apărut. Hai să-i dăm un like la băiatul ăsta și dăm un comentariu să zic who are you, man? Ok, hai, putem să-l postăm. Mamă, chiar am postat comentariu, mișto, mișto. Hai să vedem dacă găsim ceva mai jos. Nu, guys, aici s-a terminat tot. Sau? Are două view-uri. Ah, cred că eu trebuie să pun codul. Deci stați puțin, guys, că ia să mă duc mai sus. E ceva la mijloc aici. Videoclip 002. Videoclip 001. Ia să intru pe videoclipurile de mai jos. Ia ăsta. A trebuit fără de nimic, ok. Ăsta, 3 bad horror games, n-a nicio treabă. Ăsta nou produs. Bă, s-a auzit o chestie.
Și 5 kittens. Dar astea nu pot să le încarc. Deci, boys, fiți atenți. Efectiv, ăsta are 3 view-uri. În continuare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok. Cred că ne-am blocat într-un fel. Nu mai apare absolut niciun videoclip nou. Fraților, am aflat ce trebuie să facem. Bă, și vă zic o chestie, nu m-am gândit în viața mea la asta. Trebuia să-i zic la ăsta codul. M-am uitat pe net și am aflat că codul este 7395, cred, ia. 7395? Ok, am primit videoclipul noi, bă, câte șmechere aplicația asta, bă. Nu știu de ce mi se pare șmechere, psihopatul sau ceva. Hai să vedem, mamă, videoclip cu Minecraft, bro. Ok, ok. Nathan zice salut, cyber warning, mamă, și are videoclip. Iar videoclipul 004, hai să vedem. Voi s-a ajuns aici, frățiorul nostru. Mamă, sunt mai mare jumpscare. Need directions for vents. Are nevoie de direcție pentru venturi. Go right. Du-te în dreapta, boys. Ia să vedem, merge asta. Aici se meargă la dreapta. Ia să vedem. Ni s-a făcut ceva, nu? Go back, stai țin. Go back. Go left. Nu știu, trebuie să găsesc să-i zic pe unde să se ducă, man. E ciudat rău de... Fraților, bă, deci efectiv aplicația asta este plină de secrete. Fiți atenți. Cred că știu cum să trec la următorul videoclip. Trebuie să zic așa, fiți atenți, că mă uit aici. Up, up, deci să zic cum să o ia prin venturi. Up, right. Fiți atenți, eu mă uit acum la o chestie. Nu le fac eu din fața mea. Down, right. Fiți atenți, up, up, right. Hai, right, right. Down, down. Fiți atenți, down, down. Nu, stai, nu, right, right, up, up, left, up, up. Fii atent. Up, up, left, up, up. Ia să vedem, ok, avem videoclipuri noi, bă, deci vă zic că scoduri secrete aici, e un fel de puzzle. 2 ore de black screen. Are 10 ore videoclipul. Nu, 10 minute are videoclipul. 10 minute mă ținem black screen? Ok, ciudat videoclipul ăsta. Arnie Nightmare. Boys, ăsta e jocul ăla de... Mamă, fac 1000 de like-uri, am făcut 1000 de like-uri. Deci ăsta e joc... Opa, mi-a dat videoclipul noi că am făcut 1000 de like-uri, boys. Stay away, Arnie Nightmare, ai mai dau like. Jumpscare la 12.03. Fiți atenți că am primit un videoclip nou tot de la băiatul ăsta, user 598, videoclipul 005. Need another dog code. Mamă, mai are nevoie de încă un cod. Mamă, boys. Trebuie să aflu și codul ăsta, man. Fraților, codul este 1203. Bă, deci vă zic, băi, ce dar de tot aplicația asta. 1203, ne ducem mai jos. Videoclipul 006, numai asta mi-a arătat. It's done, ci că s-a terminat. What? Băi, zalea, screere! O bântă! Mi-a dat eroare. Putem să ne odihnim. Și aici s-a terminat aplicația, guys. Boys. Vid, vid. Și aici s-a terminat totul. Mamă, frații mei, bă, o experiență super, super ciudată cu aplicația asta. Nu știu, nu pot să le zic jocuri. Sunt niște aplicații foarte, foarte ciudate. Pentru că, în primul rând, nu sunt chiar așa de interesante. Doi, autorul, boys, nu se știe cine este autorul, se știe creatorul acestor aplicații. Și totodată nici nu le poți descărca așa una, două. Trebuie să intri pe niște site-uri foarte dubioase. Și sunt șanse foarte mari ca după ce descarci aceste aplicații informațiile tale să ajungă la vreun psihopat care vrea să-ți afle numele, adresa și mai multe chestii, să facă multe chestii cu aceste informații și nu vreau să intru chiar așa de mult în detalii, însă eu m-am asigurat că nu o să se întâmple asta, sper că m-am asigurat destul de ok și haideți să-i dăm drumul acestui videoclip. Prima aplicație, guys, doar atât vă zic, Creepy Doll Maker, care acum aveți pe ecran, este vorba despre un joculeț de ăsta de copii, asta este foarte, foarte ciudat pentru că jocul teoretic este de copii, bă, deci
Mai ales fetele, eu nu mai jucam când eram mic. Însă știu că fetele când erau mai mici, boys, se jucau jocurile alea în care trebuia să iei o păpușă și să o îmbraci, boys. Avea acolo garderobă și îi puneai papuci, ruși, toate chestiile nebune. Toată lumea făcea chestia asta, da? Însă asta este versiunea posedată. Și de ce vă zic, uiteți-vă cum arată mai acum, gen, să zicem cum arată acum, ba? Și după cum puteți vedea, am foarte multe variante d-astea. Și uite, acum a început și o muzică, boys. Deci am ears, am mai multe chestii, ia să vedem. Urechile, boys, are urechi mai sus, are horn, are orb. Ok, guys, stai, hai să fac deci, o să fac o păpușă chiar foarte frumoasă. Deci o să pun urechile astea, care urechi și pe cap, ochii. Mamă, boys, mamă, are ochi de aia de paianjen. Ciclop are numai un ochi, mamă, ce nu-mi place asta, asta nu-mi place rău de tot. Găuri, mamă, fiți atenți, pun un buggy de ăsta, tit. Mamă, cum are... Deci stai atenți, are, deci efectiv acum arată ca un personaj de la horror. Ia fără gură, what? Mendail stitched, mamă, d-aia legată ca cu Chisakiona aia. Oh shit, bro, aplicați ciudată. Arms, rebounds, long, mamă, boys. Mor, mamă, cât e d-alea. Aripi sau Klaus, te copunem așa, mișto, ia. Chest-ul, split, hole, mamă, nu. Milt, nu, hai că punem așa. Originalul, facem originalul. Segment. Shit, man. Ia să vedem cuțite. Ba, arată cuțite, ia, nu vreau. Uite, hai că punem asta cu Nimbus și atmosfera să fie cuvinte. Mamă, uite așa. Mamă, băi, cum arată. Deci asta este păpușa mea. Acum nu știu ce să zic. Ia fiți atenți, o să încerc să o fac, ia să o facem 100%. Da, asta cum îi zice, o să încerc să o fac paianjen 100% ea. Deci asta soc de paianjen. Asta e gură de paianjen. Astea cred, nu știu, dacă e casa asta de paianjen și chestul. Așa e de paianjen, cred că așa ar arăta un paianjen, boys. Abar nu am. Bă, foarte ciudată aplicația asta. Asta, deci, numai... Mamă, versiunea 13, mamă, băieți, mai sunt încă 12 versiuni, nu o să stau să le caut și să fac chestii de genul. Însă vă zic că de la început că nu e idee bună, nu e deloc o idee bună să vă jucați chestia asta. Pentru că, bă, teoretic e un joc de copii, că cine se joacă dollmaker, adică să faci o păpușă, bă, nimeni să joacă chestia asta. Deci eu zic să trecem peste și să venim la următoarea aplicație. Fraților, suntem la următoarea aplicație. Următoarea aplicație, boys, este un browser, cum este Google.com și chestii de genul. Însă se numește Taum OS. Este un browser cu care cică poți accesa internetul ascuns mult, mult mai ușor și ai riscuri mai puține. Însă eu nu știu ce să zic. După cum vedeți aici, e ora 9.53 și aici scrie Daniel Powell. Nu știu ce înseamnă chestia asta, Tombstone. Deci aici pot să scriu eu orice, like GG sau ceva de genul. Bă, e ciudată rău de tot aplicația asta. Ia credite. Ok, transcript. You have a write a report for me. Pleacă-mă de aici. Am un nou task. Write your report. Sale. Aici, guys. What the fuck, boys? Eu nu mă schimb. Eu nu știu chestia asta. Eu nu mă dau apăs. Bă. Băi, ciudară tot sumit. Ok, lasă-mă în pace. Fiți atenți, guys. Ăsta. Ok. Eu am scris chestia asta? Nu cred că am scris-o eu, boys. Notes. Hopa, avem aici un cont. Eugen Rosel aronta un.com crai un box. Iată, mail. Lawrence God, the welcome, Daniel, welcome to the hive. Present the note of... Mi-a zis să nu deschid niciun fișier din acest calculator, prea târziu. Deci parola este crayon box. Crayon box este parola. Ia să putem, să dăm un copy. Da, uite, putem să copiem, mamă cât de mișto arată, nu vine să cred. Bă, aplicația arată mișto de tot browser ăsta. Copy, bun, hai să ieșim de aici. Ia, traumatic normal. Opa, mi s-a schimbat acolo. Boys, iar alt tag, execută prompt. Trebuie să execut ceva, ia. Ce să fac? Wipe company files? Să le dau wipe? No. 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 Canceling. Adică să șterg filele companiei. Nu, frăsioro. N-am fost atent. Ăla mi-a zis să le șterg sau nu? Așa, but before you do așa, if something begin time message is really bad, you don't miss any deadlines. Da, nu mi-a dat chestia asta. Bă, băieți, bă, aplicație e foarte, foarte ciudată. Ideea e că am acces la computerul ăsta și pot să fac absolut tot ce vreau.
Asta mi se pare ciudat rău de tot și pare că e un hacker care mă controlează, știi ce zic? Ia să vedem dacă mai găsim ceva în notes aici. Deci în continuare Eugen Russell mă cheamă pe mine. Tombstone, ia, transcript, nimic, traumatagi. Și cred că de aici trebuie să aflu eu ce să fac. Am dat logout din greșeală, boys, fiți atenți. Deci am parola Crayon Box și ăsta Eugen Russell Arond Taum os.com. Login, nu merge. Am un nou task. What? De ce mă treabă chestia asta? Deci cât plus 8 egal 87? 79, băieți, nu? Bă, guys, și acum nu mă mai pot, pentru că nu mai știu care era parola. Nu mai știu cum mă... Sau nu, Taum, era Taum.com. Incorrect puzzle, n-are cum incorrect puzzle, frățiorul meu. Crayon Box e parola. Ok, fraților, eu zic să ies din aplicația asta. Băi, ciudată, rău de tot. Nu am înțeles neapărat ce trebuia să fac. Era efectiv o persoană care tot îmi zicea ce să fac, man. Și era băiatul ăla care mi-a trimis un e-mail. Deci vă zic că aplicația asta, nu știu ce să zic de ea. Băi, e plictisitoare teorie, dar e ciudată, rău de tot. Și haideți să trecem la ultima aplicație din acest videoclip. Fraților, aplicația asta e foarte ciudată, pentru că voi acum aveți pe ecran asta, însă vă zic, eu, deci efectiv mi-a apărut o chestie la mine în calculator. Deci fiți atenți, mie mi-apare aici sus, D, Marius, data, darkroom.mei.exe, adică, boys, aplicația asta a intrat în calculatorul meu, efectiv mi s-a deschis așa un tab, adică mi-a zis exact unde am pus jocul în calculator. Aplicația se numește The Dark Room, adică camera neagră, și aici trebuie să aleg ce limba o să folosesc. English, o să zic, nu? O să dau Enter. Welcome to Dark Room. A text game based on choice. Start game, ok. Începe aventura pe Dark Room. Continue. Deci că te trezești dimineața într-o cameră neagră. Nu știu cum ai ajuns aici. Ai aceste lucruri în buzunarul tău. A lighter, a paperclip and a cigarette butt. Deci fiți atenți, guys. Examine. You can't see anything. Ok. Deci fiți atenți, guys. Cred că trebuie să... Deci fiți atenți. Deci am o... Bă, am o... De-asta. Nu văd absolut nimica. Și am o brichetă. Un lighter. Lighter. The room lights a little bit. Continue. Și că camera este foarte ciudată. Nu are absolut nicio fereastră. Pereții sunt foarte ciudați. Arată topiți. There is a shadow in a locked cabinet. Deci că... Este o ușă închisă și un cabinet locked. Hai să examinăm situația. The room is weird, așa. Să examinez cabinetul. A nice looking cabinet. Să examinez ușa. O ușă normală. Mergem în cabinet. Hai să mergem în cabinet. Ok. Stau fix în cabinet. Examine. Is it locked? Open. You can open with bare hands. Ok, o să iau sigaretul. Nu știu ce încerc să fac. You unlock the camera with paperclip. Ok, deci am intrat în cabinet, boys. Cabinetul este deschis. Examinez cabinetul. Este ceva înăuntru, boys. Oh my god, ce e cabinetul ăsta? Search. Am găsit o cheie ciudată. Ok, continue. You took the strange key. Ok, strange key. There's a rules read. The time of search. Ok. Examine, there's nothing. Bun. Deci merg înapoi, guys. Bun. Deci am luat o cheie din cabinetul ăla. Băi, ești mișto rău de tot. Ok, acum hai să mergem la ușă, guys. Go to door. Ok. Ci că să use the strange key. Ok, am luat cheia și am deschis ușa aia. Ia, examinez. Văd o bucătărie pe cealaltă parte. Hai să mergem acolo. Sunt în această bucătărie. Miroase foarte, foarte urât. Trebuie să găsesc de ce? Deci trebuie să găsesc un fel de generator la casă ca să pot să... Pentru că o să mi se ducă la un moment dat acea baterie. Cum văd eu, vedeți, guys, deci de fapt e un joc imaginar. Că noi acum suntem acolo și avem o brichetă de asta și cu aia avem lumină și trebuie să găsim ăla ca să facem lumină. The world's lumit e ok, așa, bun, hai să vedem. Deci examinez window, adică fereastra, frigiderul, oven și foarte multe chestii de genul. Păi hai să examinez situația. There is a fridge, așa, examinez window, bun, fridge, a common fridge, ia să mergem acolo. Ok, examinez, a common fridge, îl deschid. Ok, guys, deci am deschis frigiderul, e foarte ciudat, e numai carne stricată. Bun, mergem la oven, it's a bit dirty, mergem aici, boys. Examinez, it's a bit dirty, open. Am cooked, mamă, deci peste tot e mâncare stricată, cică. Hai să mergem countertop, ce e ăsta, it's a bit messy. Bun, go to countertop, examinez. Am găsit un cuțit acolo. Iau cuțitul, boys. Am luat cuțitul.
Bun, am luat cuțitul, continuu. Și hai să mergem la o ușă ciudată. Hai să mergem la ușă. Deschid ușa. Nu știu cum, ușa nu are o clanță. Cigaret. Ok. Ritual, boys. Și că ai un cuțit, dar ceva lipsește, boys. A text has appeared to the, on the door. Read, yeah. You must use blood, but not pure blood. Și că trebuie să folosești sânge, dar nu sânge pur. Back, continue. Deci, guys, trebuie să folosești sânge, dar nu sânge pur. Ia să mergem în frigider, boys. Open. It's already open. Take battle. You take the battle. Examinez. Deci am luat ceva de-aia. Ia să mergem după la oven. Mergem peste tot, guys. Examine turkey. Ok. Guys, deci eu încerc aici să mă uit, dar nimica nu găsesc. Ia să mergem aici la countertop ăsta. Ia. Yeah. There's nothing useful here anymore. Ok, ia, yeah, bottle. Deci e un lichid care miroase frumos, ia, yeah. Go to door. Ritual. Am început ritualul, s-a deschis ușa, guys, că am luat aia, bun. Examinez, ok. Intrăm în ușă. Am intrat în ușă, continue. Ok, guys, sunt acum stăt într-un lift și pe ăla scrie primul etaj. Buton, not, ok, la ce etaj? Mergi la etajul 6, fiți atenți, nimic nu se întâmplă. 2, nimic nu se întâmplă. 3, nimic. Hai să mergem la 10, direct 10. Nimic. 4, nimic. Opa. Am ajuns la etajul 4, ia. Examin, sunt la etajul 4, butoane. Ok, note. Silence. Ia, etajul 5. Ok, începe să se miște ăla la etajul 5. Nimic nu se întâmplă, ia. Etajul 4. Ok, ia etajul 7. Etajul 8. Etajul 9. Nimic nu se întâmplă, etajul... Bă, băieții, bă, au ceva la mine casă, bă. Bă, e ciudat rău de tot, bă. Bă, pă pune acum, like, nu fac clip, deci pă pune. Deci, ia, no, ce scrie, elevator. 4, 2... Aaa, guys, fiți atenți, cred că ăsta e un fel de cod. Deci avem așa nevoie, 4, 2, deci litere romane, grijă mare în caz că n-ați învățat la școală. 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. Deci 4, 2, 6, 2, X, 10, 1. Deci avem 4, continue, 2, bun, 6, 2, 6, 2, mamă, deci 6, 2, 10, 5, 1, 10, 5, 1, you press the button with the, opa, am dat de o femeie, guys. Deci fiți atenți. Mă întreabă unde mă duc. Ia să-i răspund. She jumps and digs her sharp into your neck. You bleed to death. Boys, și că m-a atacat femeia și a scos dintre și a murit. Ai murit, game over, s-a terminat totul și s-a închis aplicația. What? Deci eu am dat de femeia asta și femeia asta și-a scos... What? Și-a scos dintele... Și mi l-a băgat mie în gât și am sângerat până la moarte. Ok, fraților, un videoclip foarte ciudat în opinia mea. Dacă v-a plăcut, ar fi de bine să nu vă placă. Dacă v-a plăcut, să apăsăm butonul de like. Acum deschidem prima aplicație. Hai să vedem ce ne spune. Oh shit, man. 9 zile, what? 9 zile, bro. Păi, deci deja nu-mi place, man. Cum adică 9 zile? Deci asta este prima aplicație, bro. Deci aplicația asta îmi zice că mai am 9 zile de trăit. 9 zile, 8 ore, 44 minute și 53 de secunde. Nu e deloc un răspuns la care mă așteptam și deloc un răspuns bun. Am doar 16 ani, așa că hai să trecem la următoarea aplicație să vedem ce ne zice și aia. Băi, ce cu aplicația asta, bro? 6 zile, what? Băi, 9 zile și acum 6? Mai 14 a primit și o notificare, man. Ia stați. Countdown, user agreement broken. What? Come and play with Momo and Siren Head. Ce-i asta, mă? Băi, lasă asta. 6 zile și 14, băi, ce-i cu aplicațiile astea? De ce îmi zice cât am? Ok, băiți, deci nu vă recomand să le descărcați. Că băi, mare prostie. Hai să trecem și la următoarele aplicații. Că văd că astea nu prea funcționează. Ok.
Aoleo, trebuie să dau pe start. Trebuie să dau pe start, bro. Deci, ok, aplicația este mai ciudată. Are semnul ăsta, trebuie să dau pe start. Dacă și la asta nu arată câteva zile, e clar că mă duc zilele astea, băieți, start. Aoleo, trebuie să-mi dă tot data nașterii. Bă, asta. De ce m-am băgat iară pe aplicația asta? Bă, ce e asta, mă? Băi, o dezinstalez. Deci o dezinstalez dacă mai faci asta. Ia să vedem. Iunie 1. Eu sunt născut pe 1 iunie 2004. Hai să vedem 2004 și să dăm confirm. Oh, 44 de ani. Păi asta e bine, bro. Nice. Bine, mă. Ok, nu chiar așa de bine că 60 de ani, dar totuși. Ok, bro, deci am un buton increase life. Deci băieți, vedeți că am acolo un buton care și că îmi crește rata la viață, că trebuie pe unul dacă apăs pe el, asta, să ai că băi, încercarea moartă n-are, știți vorba aia. Tab me. Băieți, oh, ce? You have 2 days loose. Oh, mamă, cât de mișto. Ăsta, ce mișto că am pierdut 2 zile. Bă, băieți, bă, mă joc. Bă, vedeți ce chestie? Mă joc de-asta cu coin flip cu moartea. Adică sunt. Băi, ce se întâmplă? Nu, că dezinstalez aplicația asta, nu că o dezinstalez. Deci chiar acum am dus să o dezinstalez. Vedeți, astea sunt toate aplicațiile. Nu că o dezinstalez pe asta. Uite, asta e aplicația asta. Uninstall. Lasă-mă, băiții, că n-ai nicio treabă. Hai să continuăm. Deci avem aici tab me. You have 2 days end. Este, mă, bun. Hai să mai dăm încă o rundă și după gata. Încă o rundă. Încă 2 zile, bine, mă. Hai să continuăm, mai dăm încă o dată, ia. Încă 2 zile, bine, mă, bă, așa se face, băieți, așa se face, hai. Hai încă o dată. Aulus, cum moare de acum, 2 zile, hai, lasă, nu mă mai joc. Hai că trecem la următoarea aplicație, că cu asta e jale. Bun, băieții, suntem la a doua sau la a treia aplicație. 32, tipui. Băi, ok, bro. 32 de ani? 53 de zile, 7 ore și 8 minute și 42 de secunde. Băi, nu zic că e ok, adică nu vreau să-mi dau cu părerea despre cât o să trăiesc. Însă e mult mai ok decât ceilalți băieți care mi-au zis că cât o să trăiesc, mi-au zis ceilalți băieți că o să trăiesc câteva zile. Și ce zic, adică mai bine decât 9 zile, mai bine 32 de ani decât 9 zile. Însă, totuși mi se pare foarte, foarte suspect faptul că, bă, gândiți-vă că e o rată, na, cât de mare poate să fie chestia asta, de la, să zicem, 5 zile până la 50 de ani, adică să-ți dea gen un număr random. Și mi-a dat 6 și 9 zile. Asta e super, super creepy. Văd că aplicația asta se descurcă destul de ok și haide să trecem la următoarea. Bun, băieții, acum trebuie să dăm, avem o nouă aplicație și trebuie să dăm accept în continuu ca să ne acceptăm soarta teoretic și să dăm continuu. Hai să vedem ce se întâmplă. Continuu. 26 de ani. 65 de zile, 18, bă, de, merge din ce mai jos. Dar ia să vedem ce e asta, timer settings. Ce-i ciocantul? Ia uite-te la ei, bă, credeți că o să te iuță cu prostul, ci că să mă uit la o reclamă ca să-mi adaugi 5 zile la countdown. Da, mersi, bro, știi ce zic, hai, cancel, lasă-mă, bro. Mi-au zis, băieții, să mă uit la o reclamă ca să-mi adaugi încă 5 zile. Hai să trecem la următoarea, că aici nu merge de treaba. Ok, băieții, am ajuns la o aplicație care îmi cere să mă loghez. Chestia asta mă pune destul de mult pe gânduri. De ce îmi cere să mă loghez? Ca să-mi accept soarta, scrie acolo. Hai să vedem ce se întâmplă dacă mă loghez. Mi-a selectat contul. Bro, de ce nu merge, man? Uite că îmi selectez contul, bro, și nu merge, pur și simplu. What? Acum nu mai arată nimica. S-a buguit aplicația, bro? Până și aplicația să se buguiesc, man? Adică, what the fuck, dacă s-ar bugui aplicația de genul ar fi foarte, foarte nașpa pentru unii oameni. Stai să mai cercăm o dată. Da, băieți, continuare nu merge aplicația. Haideți să trecem la ultima, pentru că asta e destul de ciudată. Ok, băieți, suntem la ultima aplicație care asking the king offer how much time you still have. Try again later. What? Bă, de ce nu merg? Așa că îl întrebăm pe regele iadului cât timp mai ai. Că o să ajung în iad, bro, sunt un om rău. Ok. Try again later. Îmi zice să mai încerc mai târziu, bro. What the fuck? De ce îmi zice să facem cancel? Ia că mai încercăm o dată, bro. Mergi, please. Să vedem? Nu merge, bro. Cum să nu meargă, mă, chestia asta? Ok, foarte, foarte ciudat.
Băieți, că am văzut cu clipul acesta, ați văzut că am descărcat undeva la 7 aplicații și... Dacă descarci această aplicație, o să mori în câteva ore. Astăzi, băieți și fete, facem o reacție super, super creepy și ne vom uita la un filmuleț pe care l-am primit de la voi în legătură cu o aplicație pe care, cică, dacă o să o descarci, de exemplu, acum este ora 4, dacă eu descarc aplicația acum, până diseară, o să fiu mort. Și în cazul în care ați fost atenți la thumbnail, adică la imaginea de la acest videoclip, să știți că nu este deloc clickbait. Băiatul ăla pe care îl vedeți în thumbnail chiar a descărcat aplicația și chiar a ajuns să arate așa. Chiar acum o să reacționăm la videoclip, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, eu zic, fraților, să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția. Let's go! Se numește Helix, așa se numește această aplicație. Deci frățiorul nostru vine acasă ca un băiat normal, după cum puteți vedea, și după începe într-un fel, cred că să vorbească cu aplicația. Nu știu exact ce face aplicația gen aia. Hai să vedem. Let's go. Helix. Nu știu exact ce face, gen. Bun. Text Erica just got home. Boi, e o aplicație de aia ca Google, adică îi zice ce să facă, știi? Ca Alexa. Smiley face. Uite, îi zice ce să facă, gen, știi? Îi dă comenzi. Helix. Ba nu, uite, asta e. E o boxă de aia, barram. Genul ăla de tabletă, boxă, nu știu, o să vedeți. A, uitați, boys, uitați. Uitați. Pe tableta aia se află aplicația. Bun. Hai să vedem. Deci pe acea tabletă se află aplicația aia care te omoară. Bun, welcome to Helix. Salut, Adam. Deci asta e aplicația. Sweet potato pasta recipe. Bun, a zis și că dă-mi o rețetă de paste cu cartofi dulci. Mamă, băi, ce șmecheră e aplicația asta, să-ți dea o rețetă și îți dă ea și instant. Bun, deci... Mamă, îi zice ce are nevoie pentru o rețetă, dar nu cred că are nevoie pentru o rețetă de chestiile astea, ci că are nevoie de un cuțit. Toate chestiile astea, băi, le pune acolo pentru a găti, gen, oală, cartofi, gen, ca să gătească rețeta aia pe care i-a zis-o aplicația. Spală-te pe mâini. Când ești gata să începi, dă un thumbs up, adică un like de ăsta. Când ești gata să începi. Uite, dă like. Hai să începem. Și acum îi zice cum să facă. Băi, și mișto e aplicație. Deci îi zice cum să facă rețeta. Uiteți-vă că deja se întrerupe. Următorul pas. Mamă, băi, și zice rețeta de, pentru asta e aplicația asta, hai să vedem. Ce se întâmplă? Boys? Ce se întâmplă? Parcă a șoptit cineva ceva. Ați auzit și voi, boys? Văd? Mamă, ce deșteaptă e aplicația asta, boys! A primit mesaj de la Erica, care zice că e o fată care vine la el, și a zis și că să pună lumânări pe masă. Următorul pas. Felix. Helix. Bă, îi zice cică să pună lumânări pe masă pentru că vine și fata aia la el. Mamă, ce deșteaptă e aplicația, vă vine să credeți. Foarte, cică, foarte interesant, dar aplicația asta, puțin, boys. Cum știe că el a aprins lumânări, gen? Îl vede? N-ar trebui să-l vadă. Să aprinde lumânări. Dar de unde știe aplicația că a aprinse lumânări? Bă, mă, iară să uc chestii ciudate. Iară să uc chestii ciudate, pois. Helix, următorul pas. Aici iară îi zice rozmarin, sare, gen, îi zice rețeta, pois, de la paste.
Helix, next step, please. Următorul pas, te rog. Bă, îi zice să pună... Bă, să nu facă vreun ritual sau ceva, zice că să pună rozmarin și sare așa într-o spirală. De ce ar face chestia asta? Ok. De ce ar face chestia asta? Mamă! Nu mai are baterie la telefon. Bă, nu mai are baterie la telefon. Ce o să facă? Voia să intre pe telefonul ca să vadă el rețeta. Helix, next. Helix, următorul pas, te rog. Băi, îi zice boistos să pună asta în spirală. Ok, ci că te deconectez. A deconectat chestia aia. A deconectat tableta pe care e aplicația. Bă! Ok, boys-ul s-a deconectat și aplicația. Bă, aplicația o filma pe fata aia care urmează să vină la el. Mamă, închide. Bă. Mamă, boys, s-a deschis și-a luat asta, bă. Ce cu aplicația asta, man? S-a deschis ușa. Mă, uite-ți-vă, e o mână acolo. Bă, e o mână acolo. What? Bă, asta e o aplicație de gătire. De ce se întâmplă chestiile astea? Bă, a zis că pune în spirală sarea și rozmarinul. Bă, și du-te după du-te la următorul pas. Hai, du-te și pune aia în spirală. Bun, deci trebuie să pune în spirală sarea și rozmarinul. Într-o spirală, bă. Dar de ce să facă chestia asta? A reușit? Ia să vedem. Bă, a reușit teoretic. Cam urât. Următorul pas. Oh! Următorul pas să stai mâna? Bă, să te tai pe mână, ăsta e următorul pas? Uitați-vă, băi, e ceva acolo. Uitați-vă, uitați-vă la chestia aia. Mamă, e o chestie neagră. Leave her alone! Lasă-o în pace. Lasă-o în pace, bă. Următorul pas. Mamă, să-și taie mâna. Bă, frățiori, dar nu să-și taie mâna. Vrei să-mi taie mâna? Ca să nu omoare pe aia. Asta vrea să-și taie mâna ca să nu omoare pe aia. Și o să-l lași în pace? Bă, bă. Ok, ok. Bă, nu e ok ce se... Bă, ăsta o să-și taie mâna. Mamă, mamă, ai grijă, frățiorul meu! Asta se taie pe mână, mamă, mamă. Why, boys? Why, why, why? S-a tăiat. S-a zgâriat pe mână. Ce că poți să te oprești, bun. Orice ai fi, te rog, oprește-te. Oprește-te. Următorul pas. Bine ai venit în iad. Welcome to hell. Ce-i cu spirala aia, boys? Bă, ce se întâmplă? I s-a prins și telefonul, tot cu aplicația asta, Helix. Cu ce te pot ajuta? Poți să-ți spui Spiralis. Bă, ce se întâmplă? Uite ce chestie s-a făcut din sânge, sare și rozmarin, gen. A făcut un ritual. Uitați-vă, boys, aici e cineva. Aici e cineva în stânga. Se vede puțin, dar e cineva acolo în stânga. Ce e aia, man? Ce era aia? Cică, ok, a ajuns asta. A lăsat-o în pace până la urmă.
Boys. Următorul pas. Și aici asta este vorba despre o aplicație care este și în străinătate, însă este și varianta românește, bro, unde o să am parte de niște întrebări, o să mi se pune niște întrebări super, super ciudate. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haideți să vă zic cum stă treaba. În cazul în care nu v-ați uitat la episoadele mele anterioare, ar trebui să știți că eu am făcut undeva la 3-4 episoade cu aplicații de genul. Am făcut The Watson Scott Test, am făcut Star Survey, mai multe teste de-astea de personalitate, horror, psihologice, foarte multe chestii de genul. Însă niciodată nu am făcut unul în limba română. Și totodată ăsta în limba română este mai special. Pentru că tu primești testul ăsta, ci că testul ăsta se dădea înainte și random pe site-uri, numai ca să sperie lumea, bro. Nu era sub formă de aplicație / joc, era ca să se sperie lumea. Pentru că, chiar acum aveți pe ecran prima întrebare, care e foarte prietenoasă. Care din următoarele device-uri conectate la internet dețineți în momentul de față? Vedeți, are și puțină pareză pe română. Vă rugăm să selectați cele care se aplică. Adică n-ai zice că e un test horror. Efectiv te întreabă câte device-uri ai tu în casă conectate la internet. Poate să fie o de-asta, un sondaj de opinie sau ceva de genul, bro. Nu e absolut nimic ca horror. Însă, la următoarele întrebări o să vedeți că se schimbă treaba. Așa că eu zic să nu mai pierdem vremea și să începem. Deci dacă ar fi să răspund la întrebarea de față, bro, desktop-ul, adică calculatorul, telefonul mobil, smart TV-ul și mai am și alte chestii conectate la internet. Tabletă nu am. Dăm mai departe. Bun. Întrebarea numărul 2. Într-o zi obișnuită din săptămână, câte ore pe zi petreceți online? Păi băi, stai să luăm așa, dacă într-o zi sunt 24 de ore, 8 le dorm, bro. 4 le lenevesc, slash mănânc, deci mai rămân încă 12. 4 iară mai socializez, mai fac eu nu știu ce și 8 stau pe calculator, mai ales că e și jobul meu, bro. Deci 8 între 8 și 10 stau pe calculator, că mai stau și noaptea, deci e perfect. Într-o zi obișnuită din săptămână, cât de repede răspundeți la e-mailurile asociate cu muncă sau mesaje? Bro, eu răspund că nu văd nu-s genul de om. Într-o zi obișnuită din săptămână, cât de repede răspundeți la e-mail-uri necorelate cu muncă sau mesaje? Bro, imediat răspund, n-am treabă. Atunci de ce nu-mi răspunzi la mesaje? Hopa, guys. Bă, era o întrebare care a dispărut, deci deja a început să... Era o întrebare, boys, care a dispărut, unde întreba atunci de ce nu-mi răspunzi la mesaje. Oh shit, guys, cine e sora mea? Sper că ești o soră, nu că ești un băiat. Ați plătit vreodată că sunteți indisponibil digital pentru a evita comunicarea cu cineva? De exemplu, să pretindeți că s-a descărcat bateria telefonului. Bro, da, am făcut chestia asta, să mă arme, adică cine n-a făcut-o până la urmă. E o stare de treabă, adică răspund, dacă n-am chef, n-am chef, de zic rare oră, dă mai departe. Cât de multă atenție acordați supravegherii online și localizării digitale? Aha, deci să fie supraveghere online, bro. Asta ar însemna, cred că supraveghere online, nu știu la ce se referă, like să pun camere în toată casa și să mă uit pe telefon la ele. Supraveghere online, bro, puțin atenție, știi ce zic? Adică nu sunt vreun barosan de ăsta să vrea lumea să spargă casa, domne ferește. A simțit vreodată că sunteți urmărit? Bro, și mi-a apărut opțiunea sunt urmărit chiar acum. Bă, frățiorul, ce cu opțiunea asta, man? Bă, ok, stați puțin, aplicația asta îmi joacă fente. Mi-am zis la începutul videoclipului că nu o să mă sperii deloc, după cum vedeți sunt destul de calm. Însă e tare ciudată întrebarea asta și de ce am opțiunea sunt urmărit chiar acum. Guys, hai să... Bă, dacă tot mi-a dat opțiunea aia, hai să o pun, sunt urmărit chiar acum. Next. Pe următoarea pagină vă vor fi arătate câteva afirmații. Bazându-vă pe experiența curentă, vă rog să apreciați consensul dumneavoastră cu privire la aceste afirmații, de la dezacord de la acord total. Ah, ok, guys, deci o să-mi dea niște afirmații, niște propoziții și o să trebuiască să zic dacă sunt de acord cu ele sau nu sunt de acord. Doamne ajută, bro! Haideți să vedem, let's go! Ok, avem 4. Prima. Am un telefon la îndemână tot timpul. Bro, dar ce se aude? Bă, ce se aude pe fundal? Deci trebuie să zic dacă am un telefon la îndemână tot timpul, bro, de ce să zic chestia asta, man? Da, man, toată lumea are telefonul la acord total. Toate ferestrele sunt închise. Bro, nu sunt închise toate ferestrele, știi ce zic? Adică mai trebuie să fac niște chestii de genul dezacord total clar. Recunosc fețele vecinilor.
Bro, frățiorul, trebuie să mă asasinez ca în Hitman ăla să iei înfățișarea vecinului. Da, bro, le recunosc. Mă simt în siguranță înăuntrul casei mele. De acord, bro, dar e casa mea, să mă simt în siguranță aia. Nu-i logic. Ok, hai să zicem mai departe. Întrebarea numărul 9. Pentru a verifica controlul calității, vă rugăm să selectați acord total pentru această întrebare. Toată lumea merită a doua șansă, indiferent de ce au făcut. Oh, shit, guys. Deci fiți atenți și că... Ca să verificăm că testul merge ok, trebuie să dau la întrebarea asta acord total. Acum, bro, nu bag eu în problemele lumii fiziologice să zic dacă e adevărat sau nu e adevărat. Însă m-aș gândi să-i dau dezacord total doar ca să se supere asta care a făcut testul. Însă, bro, zic că având în vedere că ați auzit și voi sunetele alea că bate cineva la geam într-un fel, o să dau un acord total. Să nu se supere nimeni, să fim toți în siguranță, să fie totul bine. Am dat acord total. Mai departe. Întrebarea numărul 10. Atunci, de ce nu pot veni acasă? Ah, fiți atenți, guys. Bro, what? Deci, am avut întrebarea aia cu oricine, orice a făcut merită a doua șansă și eu am zis că sunt de acord. Și acum m-a întrebat, atunci de ce nu pot veni acasă? Și am variantele. Nu mă ignora, deschide ușa, te iubesc și te rog. Jesus, man. Ok, deci astea nu sunt variante, într-un fel sunt mesaje de la persoana aia care totodată m-a zis, sper să fie de, să fie feminină, că dacă e un băiat care zice că mă iubește, e groasă treaba. Te rog, îmi este atât de, îmi este doar atât de tare de tine. Sora mea, acord, ok, gai, și aici am un, dacă fac un calcul rapid, 7-3, 21. 21 de... variante de acord. Nu știu, bro, cine e și care-i duma. Dă-mi next. Spune-mi că ți este și ție doar de mine. Sora mea, ți-am zis cum stă treaba. Sper că sora mea, că dacă e fratele meu și zice că e doar de mine, este doar două variante, guys. Hai să-i scriem, deci ce că să-i zicem că ne este doar de persoana respectivă. Hai să zicem așa. Bro! Fiți atenți, guys, nu scrie ce scriu eu. Deci, efectiv, orice scriu, uite, acum o să scriu P. Nu mi-a scris nimic, am scris o dată P. I-I-O-U. Guys, fiți atenți, deci o să scrie ce vor ei. Eu nu mă dau pe tastătură, efectiv dau random. Deci T-I, e ca la tablă uija. E-R-T. Opa, i-am scris te iert. Frățiorul, nu te iert. Grijă mare, că nu știu cine ești, bro. Cum adică să te iert? Bă, stați, să nu ajungă mesajul ăia. Deci mi-a pus punct, deci v-am zis că eu uite nici nu mă la tastatură. Da, așa, uite, nu s-a întâmplat nimic acum. V I N O N A, mamă, deci o să zic vino înăuntru. Mamă, grijă mare. Bă, da, e ciudat rău de tot, man. Vino înăuntru. Și acum să-i dau send. Guys, uitați, nu pot, uite, încerc. Nu pot să șterg. Nu pot efectiv să șterg. Nu știu care-i treaba și cine respiră pe fundală, că se aude ciudat rău de tot. Știi ce zic? Ok, haide să-i dăm send. S-a auzit o ușă care se deschide. Acum s-a închis ușa. Și s-a închis testul, bro. S-a terminat testul. Bă, o aplicație foarte ciudată.